Hello, astăzi facem un unboxing Sinsei pentru că nu mai suport cutia asta uriașă lângă ușa de la intrare. Nu mai pot, mă enervează. Așa că haide să vă arăt, sunt câteva decorațiuni de casă pentru toamnă. Disclaimer, nu este nevoie să cumpărați niciunul dintre toate lucrurile pe care vi le arăt eu aici. Puteți să folosiți frunze, crenguțe, castane, dovleci, orice. Eu vă arăt lucrurile astea doar ca inspirație, doar pentru că mi-au plăcut foarte mult. Și am zis să vi le arăt și vouă, așa că să începem, că e o cutie mare. Prima dată, pac, ce-mi place chestia asta, dacă ar avea toate magazinele, cred că este biodegradabilă, nu? E foarte ok, o să o păstrez și eu pentru următorul giveaway de pe Instagramul meu. Am luat așa ceva, uitați-vă ce frumoase sunt, flori de bumbac pe care o să le pun într-o vază, pe care o să vă arăt eu ulterior. Este pentru prima dată când îmi achiziționez o lenjerie de pat. De la ei este 100% din bumbac. Materialul este plăcut la atingere. Are așa un model tomnatic. Eu de obicei cumpăr modele simple, dar am zis să încerc să vedem cum este acesta. O să fac un video ulterior în care vă arăt cum decorez mai departe. Și sunt două fețe de pernă și un plic. Fețele de pernă sunt 70x80 și plicul 200x220, dar știu că au mai multe mărimi, așa că puteți să vă uitați pe site. Și am cumpărat, bineînțeles, și lenjeria pentru saltea, care este cu elastic 180x200. Cam astea ar fi. Și am mai cumpărat o față de pernă micuță, pentru că una dintre pernuțele mele nu are o față de pernă potrivită pentru lenjeria aceasta, așa că am luat-o pe aceasta cu flori verzi așa, care se potrivește cât de cât cu lenjeria. Zic eu că merge pentru toamnă. Și acum o să fie foarte multe cutiuțe. Mai e una mai mare și restul sunt așa micuțe. Haideți să vedem ce e în astea. Sunt foarte curioasă. Abia aștept să văd, sincer vă zic. Așa. O lumânare. O lumânare foarte frumoasă, e o lumânare cu scorțișoară, arată așa, poate vă duce cu gândul mai mult la iarnă, dar mie mi s-a părut potrivită și pentru toamna, eu le țin întoarse așa, nu cu eticheta la vedere, și chiar miroase a scorțișoară, mamă, dar ce intens miroase, foarte frumos, știu că ele nu-și țin mirosul, cele de la Pepco, dar uneori nu e chiar așa, depinde de lumânări, dar mie îmi plac foarte mult, recunosc. Să le punem aici în spate, lângă flori. Și mai am o cutie aici. Ce să fie? Ce să fie? Ia ghiciți. Tot o lumânare. Am luat câteva. Sunt fan lumânări. Arunc pe jos. Ce să fac și eu cutiile? Ca să... Ah. Bubble wrap-urile alea. Sunt nebunită după ele. Să le sparg de mică. Ah, ce bine miroase. Asta e o lumânare cu pin. Take a moment and relax. Arată așa. E la fel ca cealaltă, foarte faină, chiar îmi place mult. Stați că le-am tăiat, am luat un cutter și le-am tăiat pe toate ca să nu stau aici pe cameră cu voi. Am luat o cutie mai mare, cea mai mare cutie și credeți-mă că toate sunt într-o cutie foarte mare. Era destul de nervos curierul când a venit, îmi pare rău. Așa. De obicei merg în magazin, dar m-am săturat să stau la rând și să nu găsesc chestii. Și acum, moment de apreciere. Aici am o vază, m-am prins că e vaza aici, așa, o vază superbă, asta o să fie vaza mea preferată, când am văzut colecția asta, m-am abținut să mai iau și pe cea mai mare, cred că a fost 50 și ceva, vaza asta, sau 50 de lei, dar uitați-vă cât de frumoasă e, seamănă cu cele de la Zara Home, sau chiar de la Reserved Home, dacă nu mă înșel, e extrem de frumoasă și prețul era... În momentul ăsta sunt îngropată în cutii. Am mai luat două cutiuțe mici. Oare pot să le reciclez? Cred că le pot păstra să le folosesc pentru giveaway-uri, cum am zis. Ia, ce e aici? Eu bănuiesc, pentru că știu ce e. Poate că a pus un lumânări, vă spun eu. Ia, uitați-vă ce drăguță e asta. Good mood. Asta cred că o să-i placă și lui Sorin mult. Sigur, sigur o să o vrea la el în birou. Este o lumânare cu sea salt și lavandă, cu sare de mare și lavandă. Ce bine miroase! Asta e mai masculin, așa. Se simte sarea de mare și lavanda. Chiar se simt foarte bine mirosurile. Acum să vedem cât o să și țină. Să le aranjăm frumos, așa. Nu știu de ce le aranjez frumos, că după o să le pun undeva să le așez prin casă. După care, următoarea, care cred eu că e la fel ca cealaltă.
Mamă, dacă te lumânări am luat, promit că e ultima. Black Silk. Oh my god. Și asta cred că are un miros un pic mai masculin. Nu, vai cât de feminină e. De fapt, ce m-am gândit când vine vorba de silk la ceva masculin, nu știu. Am văzut-o neagră așa și mă gândeam că... Da, miroase mega bine. Toate îmi plac, dar cel mai mult asta îmi place. Și pe locul 2, asta. Sunt foarte faine lumânările astea, chiar vi le recomand. Bine că am tăiat astea. Oh, ia uitați-vă. Cel mai frumos dovlecel ever. Și acum îmi pare rău că n-am luat 2. Inițial am vrut să iau 2. Doamne, superb. Am văzut la ei că au și unii micuți aurii. O să mă duc în magazin să caut, că am fost reticentă când am fost în magazin, dar acum sunt sigură că vreau și din ăla. Și mai am doar 2 cutii. 2. Oh, 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 ce se aude aici? Stați un pic că e pericol. Ia uitați-vă cum e. Bine, ăsta eu l-am tăiat, dar poate eu l-am împins. Stați un pic. Vai, nu-mi zice că e spart aici. Vai, nu... Vă zic eu că o să vă fie și vouă milă, cum o să vedeți. Da, sunt chiar supărată. S-a spart asta. E din catifea verde. Și s-a spart. Și nu am cum să-l repar, din păcate. Da, o să văd ce pot face. Poate îl pot înlocui în magazin. Singura soluție. Chiar îmi pare rău. Sau îl folosesc așa. Și ultima cutie. Haideți să vedem aici. Chiar nu știu ce e, nu mi-amintesc. Ce e asta? Tot un dovecel? Nu știu ce e asta, tot așa. Ar fi bine să nu mai sparg și eu. Aha, știu ce e. Inițial am vrut să cumpăr o lumânare de genul, dar până la urmă am cumpărat acest recipient. Da, ador. O să vă placă, vă garantez. Îl găsiți și pe site, să vedeți. Care e murdar. Are ceva aici. E o ghindă. O să încerc să o curăț aici, nu știu ce e asta. A, uite că se curăță rapid. E o ghindă, care nu că e superbă, e absolut minunată. O curăț eu după. Care arată așa! Ador, ador. Uitați ce frumos e. Doar că nu vreau să o sparg. Da, o să pun aici în spate cu toate minunățile. Sunt foarte tristă pentru asta. Dar știți cum e, când e o comandă așa mare, e riscant. Bine că nu s-a spart vaza, acolo eram și mai tristă. Îmi plac chestiile verzi, deci da. Cam asta e comanda de astăzi. Spuneți-mi în comentarii care e produsul vostru preferat din comanda aceasta și cum plăniți să vă decorați casa de toamnă, dacă vreți să faceți asta și simțiți așa nevoia să fiți în corelație cu ce se întâmplă afară, mă rog, ce urmează, că momentan e destul de cald, nu mai pot de cald, dar ne pregătim. Vă pup, ne vedem data viitoare și intrați pe canalul meu și urmăriți-mă, vă rog!